Fetele visau la jacuzzi în această seară, spunea Cristina, oare nu ne dă și nouă jacuzzi în seara aceasta, să stăm și noi ca fetele și doamna Daniela zicea, vă să vă dea jacuzzi și nouă mamelor film. Și Cristina părea să fie de acord, dar evident nu depinde de concurență acest aspect. Și spunea Antonia, nu cred că ne dă, ce scop ar exista ca să ne dea nouă jacuzzi. Și Cristina i-a răspuns că a fost o săptămână plină de oboseală, cel puțin ea s-a trezit dimineața foarte devreme. Asta pentru că a câștigat două tascuri și a avut de mers la date. Antonia spunea că o înțelege, dar scopul în această emisiune nu este ca ele să se relaxeze, dacă înțelegi ce vreau să zic. I-a spus Cristinei, dar se pare că ea nu a înțeles, a zis, păi ce scop să fie, ți găsit scopul, adică pe Cristian. În schimb, Antonia se referea cel mai probabil la faptul că dacă sunt relaxați și e voie bună, nu sunt materiale. Și dacă sunt în tensiune, supărați, obosiți, atunci ies și discuții și astfel se creează subiecte.